Uite. În cazul în care o să trebuiască să intrăm la cursa pentru ultima șansă, clar o să fim dezavantajați, dar o să facem tot posibilul. Mai punem un bandaj. Înaintea lui Victor și a Selinei, la mine au ajuns Anca și Sansonica. Bine! Pe locul 3, fetelor! O mare surpriză pe locul 3 la Irina. Anca și Samsonica, pe care le lăsasem prăbușite în parc. Am plecat ultimele de la locul acela. Credeți voi că ați plecat ultimele? Pentru că n-a fost chiar așa. Am înțeles. Printre ultimii atunci. Și acolo am avut un mijloc de transport în templul acela foarte interesant. A fost un cărucior de gunoi. Singurul cărucior de gunoi printre toate bicicletele ne-a fost atribuit nouă. Dar a fost un mare atu pentru că a putut să ne punem ghiozdalele în el. Nu luați personal, nu a fost nimic personal, a fost random, pentru că ne grăbeam foarte tare. Numai faptul că a scris sub noi gunoi, pe mine m-a deranjat maxim, maxim. Deși ne-a folosit chestia, de ce n-a pus-o random, ca să folosesc cuvântul random, n-altă... Da, cineva. De ce nu și-au pus-o ei? Sunt sigur că Selina s-a gândit să pună un coș de gunoi la Anca și la Andreea. Așa, de fan. Noi am fost foarte avantajate pentru că rucsac era un cărucior. Deci ați avut un avantaj până la urmă. Da, uneori lucrurile bune apar de unde nu te aștepți. Nu se supere nimeni, pentru că singurii la care au fost atenți au fost ei doi și atât. Ei doi nu scria nicăieri cărucior de gunoi. Nu scria, așa e. Era un cărucior, așa este, nu scria. Nici nu am văzut. Iar eu nu știu să merg cu bicicleta, habar nu aveam ce înseamnă toate cele de acolo, e ok. Acolo e un clinch între ei, e de la început un clinch. Ca să fie clar, noi suntem puțin imbecili. Noi am ajuns acolo primii. Am citit atât de repede încât nici nu am realizat ce am citit. Că am pus aleatoriu, pur și simplu am luat alea. De ce? Noi am zis că hai să ne grăbim, că noi trebuia să ne grăbim, că noi suntem grăbiți, noi trebuie să ajungem, noi trebuie să facem, noi trebuie să... Noi nu stăm! După Victor și Selina... Așteptam, eram foarte curios să vedem. Am intrat direct, n-am intrat direct. Au venit Oana și Mihai. Am țipat în mine un pic. Am avut ecou așa. Așa fac eu de fiecare dată când tu te superi. Eu am niște ecouri în mine, niciodată nu le elimin. A venit vremea să spun una dintre echipele care vor participa astăzi la cursa pentru ultima șansă. Nu mai fusesem băgați în seamă, domnul. Vreau să știți că este o echipă urmărită de ghinion, pentru că la misiuni poate s-au descurcat ieri mai bine decât unii dintre voi. Noi am gândit că e portretul echipei noastre. Pentru că mereu am vorbit și cu Irina despre ghinionul pe care îl întâmpinam la autostop. Betty și Cătălin. Da. Ne-am obișnuit într-o oarecare măsură cu acest ghinion. Ghinionul, din păcate... Trebuie să veniți lângă mine mai întâi și întâi. Da. Aoleu, mamă, ce zi urmează, pentru că am mai trecut o dată prin asta și știam sentimentele și nervii pe care am avut data trecută și căldura și oboseală. Și zic, aoleu, trecem iar prin asta, nu era confortabil, eram super frustrată. Noi care am trecut prin asta, pe bune, e foarte nasol. Spune-i ceva de obișnuință. Ziceam că ne-am obișnuit și se pare că această obișnuință a devenit ceva frustrant pentru noi. Noi încercăm să facem totul bine, așa cum putem, cu toate problemele noastre, și consider că fac lucruri multe pentru, și eu consider pentru mine, însă am avut o mică problemă. Am nimerit un domn cu mașina, el a înțeles greșit adresa la care trebuia să ajungem, ne-a lăsat în altă parte. Dar tu nu vezi că toată lumea pleacă încolo și tu te duci în partea elaltă? Pe bune, adică... Cred că, în adrenalină e... Uneori e greu să mai cred gândești. Cred că, da. A trebuit să luăm foarte multe mașini până să ajungem la locația la care trebuia să ajungem și s-au schimbat toate între timp. Am plecat printre primii și am ajuns ultimii. Oh, vai. Toată competiția asta este despre cât de bine joci tu șansa. Pentru că, ok, eu înțeleg, există noroc, există destin, există orice, dar nu să stai cu mâinile în sân. Trebuie să te lupți pentru șansa pe care ai putea să o ai. Adică se poate întâmpla și s-a întâmplat și nouă, să luăm mașini și repede, dar să ne ducă greșit. Face parte din tot jocul ăsta. Nu mi se pare că ar trebui folosit asta ca o scuză de fiecare dată când tu nu ajungi acolo unde trebuie. Ultima echipă care se salvează deocamdată de la cursa pentru ultima șansă Andrei și Vlad. Ce? Bravo. 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 Bravo.
am rămas gura căscată, eram în șoc. Eu mă pregătisem psihic pentru veste și am primit o veste bună. Iar Ioana și Mane trebuie să vină aici lângă mine, hai, lângă Betty și Cătălin. Nu fiți invidioși. O să munciți, săptămâna viitoare ajungeți și voi aici. Noi am fost deja. Să ne votați. Noi am fost deja. Eu sunt șocată că a intrat Ioana și cu Mane. Nu mă așteptam să intre ei și nu mi-aș fi dorit să intre ei. Da, suntem frați, la familia. Deja suntem... Ce, ți-era dor de noi? Hai, da. Nu ți-era, nu? Avem emoții foarte mari, știm că e o cursă destul de alertă, cu un ritm foarte accelerat, cu multe misiuni. E o apăsare foarte mare să știu că la sfârșitul zilei există posibilitatea să plecăm acasă. Ce? Ești fericit? Eu nu credeam că sunt atât de emotiv cum mi-am descoperit în concursul ăsta. Păi eram foarte aproape să încep să plâng iar. Dar ți-au dat lacrimi. Mi-au dat lacrimi, eu că eram fericit. Aceasta a fost ordinea, dragilor. Acestea sunt cele două echipe care sigur vor participa astăzi la cursa pentru ultima șansă. Mai avem nevoie de una pentru a începe cursa. Iar pentru asta voi trebuie să votați. Vă las să vă sfătuiți și să luați o decizie. Bună ziua, Badea. Și noi trebuie să votăm, trebuie să avem și noi o părere. Strategia noastră este să luăm lângă noi o echipă care a stat lângă noi în clasament cam pe tot parcursul competiției de până acum. Consider că avem mai multe șanse. Nu știi exact cum nimeresc Betty și Cătălin un transport super bun sau cum se mișcă în ziua aia și le riscăm să fim eliminați. Exact. Dacă nu o să fim prima echipă nominalizată să acorde votul, o să fie mai complicat un pic pentru că va trebui să urmărim unde se duc celelalte voturi și să adăugăm și noi unul în plus, ca să nu fim noi aia marcați. Pe fetele am votat data trecută, au tras foarte mult, au demonstrat că pot, nu vrem să le trimitem din nou la duel. Pe băieți, de asemenea, au mai participat odată la cursa pentru ultima șansă, Andrei și Vlad. Pe Selina și pe Slav, noi sunt răniți. Cu clar, sunt prietenii noștri, nu vrem să-i trimit. Deci ce ne mai rămân? Două echipe marșilate. Adin Artea și Cosmin și Mihai și Oana. Ia și alege. Nu știm. Eu am mare emoție în secunda asta, pentru că considerăm împreună că suntem o amenințare pentru multe echipe și s-ar putea ca multe voturi să se reverse asupra noastră. Păi da, exact. Ne-au lăsat să plecăm ultimii, pe mine m-a deranjat foarte tare. Și gândește-te că și tu ai avut un șoc foarte puternic. Am avut, dar le mai dau o șansă, știi? Simt că ei sunt o echipă puternică cu care dacă ne-am alia, am putea să mergem să ne cocrotim. Păi ai mai încercat odată și ți-au tras N-au înțeles, n-au înțeles. N-au înțeles? N-au înțeles. Crezi că sunt fraieri, niște proști? Nu, sunt deștepți. Nu, dar și-au luat-o. Nu contează. O să vie și rândul nostru. Deci pe cine vrea, am înțeles asta. Eu n-am pe nimeni. Păi, dar trebuie. Am înțeles. Dacă vrei, păi, punem păi, dar nu, și acum, în momentul de față, încă tot nu avem o strategie neapărat bună. Eu am zis că votăm în funcție de clasament. Nu că votăm pe cineva care ne-a luat mașina și că nu am eu de astea. Nu, eu nu am dușmănii. Plătim o poliță. Dar în cazul în care o să trebuiască să dăm un vot strategic, o să îl folosim. Vedem atunci. Deci vom încerca să ne salvăm chelea. Decizia asta o iei tu, o iei tu și punct. Chiar nu vreau să fiu implicată. Nu e vorba că nu mi-asum. Pur și simplu nu pot vota, nu pot să-mi permit să zic eu, a, vreau să-l scot pe Puterică și pe... Nu pot. Găinușa și Ioana sunt foarte buni și sunt periculoși pentru noi autostop, unde avem minus. Deci, după strategia noastră, am obține un plus dacă n-ar mai fi ei. Dragii mei, să începem votul. Cred că cel mai greu e primul vot, pentru că stabilește într-un fel direcția. Și o să încep cu... Carmen și Andreea, pentru că sunt aici lângă mine și nu mai trebuie să se mute. Oh, vai. Vedeți că noi deja suntem la ultima șansă. Nu Du-te, mă! Vreți să ne întoarceți? Nu, nu e moment. Okay. Asta ne mutează pe noi. Nu, ne place momentul ăsta foarte mult. Știu. Totdeauna mă gândeam, de ce nu mai este o opțiune? Ok, votezi sau te duci și escaladezi în munte și alegeam varianta 2. Hey. Bă, eu nu l-aș urca. Eu aș da votul și cu ochii închiși. Adică lasă-mă, frate, să stau liniștită, nu e... Ne să votăm cu Adi și Cosmin. Mă așteptam să ne voteze Carmen și Andreea. Pentru că asta se întâmplă în momentul în care lumea te simte o amenințare, e clar. Ei sunt buni și s-ar putea să nu mai avem șansa să-i votăm altă dată. Deci e un vot strategic. Da. Este foarte clar și
foarte corect. Poate eliminăm un adversar de temut. La următorul vot o să avem în vedere că ele ne-au votat din blanc. Uită-te în altă parte. Sorin și Nicolae? Bine că n-ai început. Ne-am uitat în altă parte. Bine că n-ai început. Am văzut că m-ați uitat în altă parte. Tocmai de asta mi-ați atras atenția. Imediat m-am prins, câteodată sunt și doamna profesoară. Când văd că nu știți lecția... Te-ai prins, da? Și vă uitați în altă parte, da. Bă, ideea e că în această emisiune tot timpul sunt multe strategii și toată lumea cea, cel mai urât moment din echipă. La un moment dat, toți o să ne votăm. Clar. Cu asta e, o să rămân din ce mai puțin și o să ne votăm. Așa că nu contează, zi bade. Zi bade. Zi bade, a zis bade. Zi bade, zi bade, zi tu, finuțele. Bă, am zis o data trecută, te rog, zi tu acum. Da? Da. Te chem? Nu, mi-e groază, nu. Bă, de data să votăm pe Adi și pe Cosmin. Vă ajutăm cu ghiozdanele? N-ar trebui să fie nicio supraveghere pentru nimeni. Și, așa și dacă este, oricum n-avem de ales. Au fost strategie, frate, și pentru ei. Adi și Cosmin ne-au și făcut-o de două ori, odată cu mașina, odată ne-au pus penultimii. Și atunci am zis că ar merita să muncească și ei o zi în plus. Oarecum e și fair să margă la cursa pentru prima șansă, pentru că ei au avut și imunitatea mare, care a stat zile de relax. 4 zile aproape, bade, deci relaxat. Adică nu sunt cei mai obosiți, adică de ce nu? Hai să vedem ce au de zis Oana și Mișu. Haideți lângă mine aici. Voi ați fost ultimi ieri? Da. Nominalizare. Strategia noastră este foarte simplă. O să le întoarcem plăcerea de ieri. Dar și declarațiile de dragoste, Adi. Te iubesc, dar te votez. Cosmin și Adi. Oh, cu zâmbete pe buze. S-a răcorit, efectiv. Wow, ce se întâmplă aici? Dar nu înțeleg de ce ne-a spus asta. Am spus eu înainte? Pe momentul în care ne-a lăsat pe ultimul loc, a zis și eu te iubesc, dar te las pe ultimul loc. Și atunci și eu te iubesc, da? Te votez. Nu cred că s-au supărat. Sunt destul de inteligent să nu se supere la chestii de genul ăsta. Dar a fost un vot strategic. Vreau să-i obosesc și vreau să-i trimit acolo tocmai ca să le trimit semnalul că nu mi-a convenit și că așa se face deschis. Aveți deja 3 voturi, dragii mei, dar toate strategice. Cred că este timpul să veniți lângă mine. Voi cu cine votați? Păi ia, nu putem să votăm cu noi, nu? Că e clar. Asta, evident. Doar în prisma ultimei curse avute, care a fost extrem de grea și care practic ne-a costat foarte mult, mai ales că strategia noastră când am făcut ordinea ieri la plecare a fost una proastă. Greșeala noastră cea mai mare a fost că i-am pus pe Victor și pe Selina pe locul 2 și ni s-a întors greșeala și ca să încercăm să facem un pic de damage control, am zis că votăm pe Selina și pe Victor. Mă, nu pot să zic payback, e back pay. Tu faci ordinea, da? Îl pui pe Victor pe locul 3. Între timp îți dai seama că Victor a fost pe locul 1, îți ia fața. Între timp, Victor se accidentează. Tu afli că omul se accidentează și îl votezi pe la beteagmă? Asta la mine, în Maramureș, nu se întâmplă niciodată. Dacă aveau cumva un dușman, acum și l-au asigurat. Și nu suntem noi aici. Să vedem ce părere au echipele care aleargă azi. Ioana și Mane? Prima opțiune a noastră a fost pentru Andrei și Vlad, pentru că am fost foarte aproape de ei tot timpul și ne-am gândit că avem șanse mai mari în competiție. În ultima șansă, deci Andrei și Vlad. Eu i-am votat cu inima îndoită pe Andrei și pe Vlad. A fost un vot strategic și speram să înțeleagă să nu se supere pe noi. Nu se simte bine să fii desconsiderat, dar o să le arătăm noi. Beti și Cătălin? Aici o să iau eu puțin cuvântul. Vreau să votez eu pentru echipa noastră. Strategia ei este la fel ca data trecută, să votăm locul 7. Da. Însă, pentru mine, Andrei și Vlad oricum aveau un vot, chiar dacă nu erau pe locul 7. Am și o explicație. Acum câteva zile am oprit o mașină și s-a oprit undeva între noi și ei. Și știind că Betty are probleme cu piciorii, au fugit și ne-au luat mașina. Nu asta a fost problema, că ne-au luat mașina. Problema a fost că râdeau așa spre noi, un pic ironici.
Așa mi s-a părut. O serie de coincidențe v-au adus al doilea vot, băieți. Avem până acum 3 voturi pentru Cosmin și Adi și 2 voturi pentru Andrei și Vlad. Eu mă zic puțin surprins așa. Erau speriați, nu surprins. Erau speriați că vor intra iar în cursă. Să vedem ce părere aveți voi, Andrei și Vlad. Haideți aici. Când îndreptam spre pupitrul Irinei, nu mă simțeam deloc bine. Nu avem o părere bună, pentru că asta înseamnă că trebuie să ne schimbăm votul inițial. Opțiunea noastră inițială a fost să votăm cu Mișu și cu Ana, pentru că dezavantajul nostru cel mai mare este la autostop și ei excelează la autostop. Mi se pare o tâmpenie. De ce spui cu cine voiai să votezi ca să-ți mai faci încă un dușman? Deci noi pe viitor trebuie să fim foarte atenți la băieții ăștia doi. Mi-a tratat bine până acum, dar ia uite ce ni se pregătea. Doar că ne-am zis să ne păstrăm și o altă opțiune în cazul în care suntem amenințați, să mergem către echipa care are un număr mare de voturi și băieți. Nu vreau să încep cu dulcegării, cu nu luați personal și nu știu ce, doar că suntem amenințați și nu mai vrem o dată la ultima șansă, așa că votul nostru merge către voi. A fost foarte clar, i-am și înțeles și așa am fi făcut și noi. E ok, era normal. Dar... Victor și Selina. Șchiopii! Șchiopii! Șchiopii și cu șchioape. Vedeți ce votați? De pamă, că e treaba ta. Încă aveam puține emoții, deși știam că ne-am securizat oarecum. Nici nu știu dacă mai influențăm noi cumva. Nu am vrut să vă supărăm, băieți, chiar n-am vrut. Da, am zis să câștigăm și noi ceva, că voi ați mai tot câștigat. Am zis să mai lăsați și pe alți. Ca să nu îi influențăm cu nimic, o să votăm cu cine ne-am gândit să votăm. Lipsă de asumare, pare o trăsătură caracteristică acestor echipe. Și acum o să fie echit, ca să spun așa. Oana și Găinușe, cumva, pentru că ne-au lăsat pentru că ne-au lăsat pe ultimul loc. Era singurul loc, lucru de care puteam să ne agățăm și să fim egali. Nu mai suntem supărați, ne-am plătit polițele unul altuia. Sper să aprecieze și ei, pentru că glonțul ăsta l-am tras în aer. Adică nu l-am folosit să le fac rău. Ok, ați tras în noi. Fiți siguri că o să tragem în voi și nici nu o să vă dăm explicații. Anca și Samsonica, chiar dacă nu mai este foarte, foarte important acest vot, vrem să vă auzim părerea. Noi am avut două opțiuni. Prima a fost Adi și Cosmin, pentru că chiar dacă ni s-a părut că suntem foarte apropiați, așa am considerat o nedreptate, zic, faptul că ne-au pus să plecăm printre ultimii. Și asta chiar a durut-o pe Andreea foarte tare, a fost foarte afectată. Dar mi-a trecut, adică acesta. Nu. Dar i-a trecut și am mai avut încă o opțiune să-i votăm pe Victor și pe Selina, pentru că atunci când am ajuns la panoul acela, am văzut că erau doar biciclete și un singur căruț cu gunoi. Dar n-avea gunoi în el. N-avea gunoi. Dar când am auzit că dar nu era gunoi în el. Era o glumă, a făcut o glumă. O glumă proastă. A luat-o cam personal, nu e caz. Nu, imaginați-vă de pe căldură, pe 50 de grade, să vezi gunoi sub tine și să... Știi, adică da, dacă și voi, dacă ați fi ajuns acolo și s-ar fi părut dubios. S-ar fi părut dubios, crede-mă. Nu m-am gândit să fiu și eu deranjată că scrie bicicletă sub mine. Da, chiar. Tandem. Zău că nu m-am gândit. Adică ce, Mița biciclista sau ce a vrut să zic? Votul nostru va merge la către Victor și la Victor Selina ca să nu-i mai dobărâm pe băieți când deja sunt jos. Și dacă nu era coșul de gunoi, oricum găseau altceva și tot ne votau pe noi. Adică de ce să mă aliez cu Victor și cu Selina? Aș avea vreun motiv? Mai bine mă aliez cu ăștia doi. Pentru că e clar că femeia se uită la mine ca la zdreanță, nu știu. Da, serios. Deci femeia când trece pe lângă mine vorbește cu toată. Porche Olivia, porche. O fi invidioasă. Cum mă să botez doi betiași, mă? Prea repede s-a intrat în lupta asta dură, dură. Aici nu trebuie să fii diplomat sau bun la suflet. Jocul ăsta este despre a salva pielea, frate, că de asta sunt aici. Sunt într-un concurs și toată lumea își salvează pielea. Să nu vă grăbiți, băieți. Baftă, băieți. Ușor, ușor. Nu, se referea în cursă. În cursă, da. Să nu vă grăbiți. Să nu vă grăbiți în cursa asta, bați-o ușor. Pornim un pic de la minus 1. Absolut, adică... ei sunt în formă, sunt doi băieți care la toate probele fizice s-au descurcat excelent, la autostop nu mai zic, au toate avantajele în fața noastră, dar știi cum e, mingea e rotundă, poate, poate, cine știe. Autogol de poate că. Aș vrea să fiu o muscă dimineața când vă treziți voi, Cosmin și Adi, și vă gândiți, astăzi ne punem tricourile albe. Ești de acord? Ești de acord? Cum e? Așa se întâmplă? Da, ne întrebăm ce tricou luăm azi, ăla sau ăla? Ce bă, ăla e murdar deja, ăla nu... Deci chiar există această discuție. Da.
Noi am fost și la shopping împreună, înainte să plecăm în Asia Express. Nu, da. Și a fost atât de greu să mergem să ne luăm. Corect. 16 tricouri ne-am. El e mai mofturos. Da, și ne-am și imprimat tricouri, o să vedeți. Dragilor, eu și cei care aleargă astăzi avem treabă. Așa că o să vă părăsim. Ne vedem diseară. Urați-le baftă. Succes! Doamne ajută! Voi haideți cu mine, dragilor.